Luna noiembrie anului trecut, la Giurgiu a fost demarată o amplă campanie de conștientizare și informare privind combaterea traficului de persoane și a violenței domestice. Asociația Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei, Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor de Reintegrare și Educație și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au contractat un proiect european care se derulează atât în Giurgiu, cât și în regiunea Sud-Muntenia și în municipiul București. Proiectul intitulat Succesul la Feminin își propune să instruiască printr-un program de calificare și recalificare un număr de 518 femei. Alte 182 de persoane vor beneficia de cursuri gratuite pentru dobândirea competențelor în tehnologie informației. Până acum au fost organizate 11 cursuri, iar alte 8 se află în curs de derulare. Cele 518 femei vor primi calificări în meseriile lucrător în alimentație, ajutor de ospătar și respectiv ajutor de bucătar, dar și de coafeză. De asemenea, 13 grupe au fost organizate deja pentru desfășurarea cursului de tehnologie informației și a comunicațiilor. În cadrul întâlnirii se vor aborda teme precum ridicarea nivelului de cunoaștere și de intervenție în situațiile de trafic și violența domestică în vederea prevenirii posibilelor victime ale acestor fenomene. Valoarea totală a proiectului este de 6.200.000 de lei.